N-am cântat și noi cu coriștii, dar în inimile noastre cred că putem spune din toată inima: mulțumim Domnului pentru tot ce a făcut pentru noi. Amin. Astăzi în biserica aceasta este o zi mai deosebită decât celelalte prin lucrările ce s-au făcut fie la începutul slujbei, fie cea de la sfârșit. Și doresc să mă opresc puțin asupra lor privind în Sfintele Scripturi. Însă mai întâi vă rog să vă gândiți că religia instituită de Dumnezeu în Vechiul Testament avea, spune Scriptura, multe spălături. Acum lucrurile s-au simplificat foarte mult. Erau proceduri complicate. Vă rog să vă gândiți că în fiecare dimineață trebuiau aduse jertfe, seara de asemenea. Cu ocazia sărbătorilor erau sacrificii mai numeroase și proceduri complicate. Și în alte religii, pentru că toate popoarele au noțiunea de jertfă și prezintă nevoia de mântuire, de îndreptățire înaintea lui Dumnezeu, lucrurile sunt de asemenea complicate. Însă acum, potrivit Scripturilor Noului Testament, în religia Domnului Hristos, denumirea cea mai corectă ar fi, dacă ar fi să o luăm după Biblie, urmașii Domnului au fost numiți ucenici, iar adunarea întreagă, sau partida, cum o numeau unii, s-a numit Calea Domnului. Expresia de cale în Biblie e foarte frecvent. Amintiți-vă doar de calea lui Ieroboam sau calea împăraților lui Israel. Așa că putem mulțumi Domnului și din acest punct de vedere că închinarea noastră nu ține neapărat de un templu, nu mai sunt forme complicate, pentru că Dumnezeu vrea să fim închinători în duh și în adevăr. Totuși, pentru că încă noi suntem oameni, și trebuie să dăm o dovadă practică a religiei noastre, există și anumite acte de cult, cum ar fi botezul. Nu-i suficient să crezi, trebuie și să te botezi. Domnul poate să te vindece la o vorbă, dar este lăsată lucrarea ungerii cu un de lemn pentru bolnavi. Noi avem comuniune cu Domnul în duh și totuși este lăsată pentru a fi serbată și servită cina Domnului. Și de asemenea, așa cum s-a procedat dimineață, Domnul a instituit lucrarea spălarea picioarelor, cu care vreau să începem și, dacă doriți, deschide Scriptura la Ioan capitolul 13. Mi-am amintit de Naaman, care a ajuns în Țara Sfântă, a primit poruncă așa de la distanță prin Elisei să se ducă la Iordan și să se scalde. Și n-a acceptat ideea, a trebuit alții să stea lângă el să-l lămurească. Spune Scriptura aici, Ioan 13:1, înainte de prasnicul Paștelui, Iisus, ca cel care știa că i-a venit ceasul să plece din lumea aceasta la Tatăl, și fiindcă iubea pe ai săi care era în lume, i-a iubit până la capăt. Versetul 3. Iisus, fiindcă știa că Tatăl dăduse toate lucrurile în mâini, că de la Dumnezeu a venit și la Dumnezeu se duce, vă rog să rețineți, Ioan a punctat aici deja două idei: iubirea Domnului desăvârșită față de ucenici și față de noi și capacitatea sa completă, știa de unde a venit, știa unde se duce, știa ce are de făcut. Tot în Ioan este scris că Domnul n-a făcut nimic de la el însuși, nici măcar vreo vorbă n-a fost rostită din proprie inițiativă, de cum vreo acțiune. Amintiți-vă, cu fiecare ocazie, el era în legătură cu Tatăl, pentru că petrecea foarte mult timp în rugăciune. Conștient și într-o stare de iubire, așadar, scrie de la versetul 4, s-a sculat de la masă,
S-a dezbrăcat de hainele lui, a luat un ștergar, s-a încins cu el și s-a pregătit pentru lucrarea ce urma. A turnat apă într-un lighean și a început să spele picioarele ucenicilor și să le șteargă cu ștergarul care era încins. A venit deci la Simon Petru și Petru a zis: Doamne, tu să-mi speli mie picioarele? Probabil s-a gândit la vorba lui Ioan Botezătorul că nici Ioan, despre care Domnul spusese că era cel mai mare dintre oameni, nu era vrednic să-i ducă, să-i deslege cureaua încălțămintele. Și acum Domnul să-i spele lui picioarele. Pentru evrei, pentru cultura orientală, era ceva foarte obișnuit să se spele picioarele oamenilor datorită prafului, așa cum se spunea în poezie, și a nevoii fizice. Însă Petru a considerat că tocmai de aceea nu-i potrivit ca Domnul Iisus să facă lucrarea aceasta, el despre care declarase că e Fiul lui Dumnezeu. Cu alte cuvinte, Doamne, schimbăm rolurile dacă suntem la lucrarea aceasta. Vă rog să ascultați ce zice Domnul Iisus. Drept răspuns, i-a zis: ce fac eu? Tu nu pricepi acum. Adică, Petre, nu-i vorba de o spălare așa cum s-a obișnuit în cazul unei gazde bune, care cel puțin trebuia să pună apă la dispoziția călătorilor pentru a spăla picioarele. Știți că Domnul îl mustră pe Simon Fariseul în Luca 7: am intrat în casa ta și nu mi-ai dat apă pentru spălarea picioarelor. Ar fi fost normal. Dar prin cuvintele Domnului: ce fac eu, tu nu pricepi acum, dar vei pricepe după aceea, ne dăm seama că era vorba de o lucrare pe care ei nu o înțeleseseră. Și asta rezultă și din ceea ce citim în continuare. Petru, pentru că nu pricepe așa cum Domnul a zis, a spus în continuare: niciodată nu vei spăla picioarele. Nu accept gestul ăsta al tău față de mine. Iisus i-a răspuns: dacă nu te spăl eu, nu vei avea parte deloc cu mine. El nu pricepea, dar când a auzit, când a fost amenințat că își pierde partea cu Domnul, atunci a trecut în partea cealaltă, în cealaltă extremă, și a zis: Doamne, nu numai picioarele, dar și mâinile și capul. Iisus i-a zis: cine s-a scăldat, n-are trebuință să spele decât picioarele, și acum atenție, ca să fie curat de tot. Și voi sunteți curați, dar nu toți. Dar dacă erau curați, de ce le-a spălat picioarele? De ce unii erau curați și unii nu erau curați? Pentru că scrie în continuare că știa pe cel ce avea să-l vândă. Deci iată cum deja Domnul îi face să înțeleagă ce ei nu pricepuseră încă. Că nu se are în vedere o spălare fizică ca și o necesitate cum s-a obișnuit până atunci cu ocazia primirii într-o casă. Pentru că vă rog să rețineți într-o primă idee, spălarea picioarelor are o simbolistică. Dacă botezul este o spălare completă, spălarea picioarelor este o spălare parțială. De botezat numai o dată te poți boteza. Și prin cufundarea aceasta, Domnul rezolvă tot trecutul nostru. E o simbolistică a morții omului față de păcat și învierea la o viață nouă cu Dumnezeu, conform celor scrise foarte clar în Roman, capitolul 6. Da, dar noi greșim, zice Iacov, în multe feluri. Și Domnul Iisus, pe lângă slujba de pe cruce, mai are o parte a slujirii pentru noi ca să fie un mântuitor desăvârșit. Stă la dreapta măririi în ceruri și mijlocește pentru noi ca să ne ierte greșelile care apar pe parcurs. Din acest punct de vedere, spălarea aceasta parțială joacă rolul, din punct de vedere simbolic, a imaginii iertării greșelilor care apar pe parcurs în umblarea noastră pe pământ. Dar continuăm să privim la cele citite. Versetul 12. Ei au acceptat, lucrarea s-a făcut. După ce le-a spălat picioarele și a luat hainele, s-a așezat iarăși la masă și zicem noi acum a început predica. Și le-a zis:
Înțelegeți voi ce v-am făcut eu? Ce rost avea asta? Voi mă numiți învățătorul și Domnul și bine ziceți că sunt. Deci, dacă eu, Domnul și învățătorul vostru, v-am spălat picioarele și voi sunteți datori să vă spălați picioarele unii altora. Pentru că eu v-am dat o pildă, ca și voi să faceți cum am făcut eu. Ceea ce nu a acceptat Petru, dar Domnul s-a dat ca exemplu, și aici este un înțeles a ceea ce Domnul a vrut să-i facă să priceapă, spălarea picioarelor este un act al slujirii din iubire și evident asta include și smerenie. Dacă eu, Domnul, v-am făcut asta, dat fiind raportul dintre voi, de aceea Petru n-a acceptat la început, atunci cu cât mai mult, așa cum le spunea Domnul, v-am dat o poruncă nouă să vă iubiți unii pe alții. Și acum eu vă întreb, dumneavoastră veți pricepe mai bine ce a vrut Domnul să spună făcând spălarea sau nefăcând-o? Domnul Iisus ne înțelege pe noi, fiindcă a fost ispitit ca noi și vrednic de încredere, zice în Evrei 2 și 4, fiindcă a avut și El trăirile noastre pământești. Avem și noi încredere că ne înțelege că a fost ca noi. Vă dau un exemplu, într-o familie un copil a făcut supărări părinților. Și din mai mulți slujitori de la biserică cheamă pe doi. Și încep părinții cu lacrimi, cu cuvintele: v-am chemat pe voi că știu că ați avut și voi copii cu probleme. Ceilalți nu ne înțeleg. Poate că i-ar fi înțeles, dar cel puțin nu credeau ei că pot înțelege. Și acum iar întreb, dumneavoastră credeți că puteți înțelege ce a vrut Domnul să vă spună mai ușor, făcând sau nefăcând? Eu îndrăznesc să spun că mai ușor pricep dacă o și fac. Ce vrea să spună cu asta și ce aș putea înțelege de aici? Un act al slujirii cu iubire și smerenie. Vă citesc drept exemplu Evanghelia după Luca, capitolul 7, unde spune Scriptura că Domnul, fiind în casa fariseului, știți, ei stăteau la masă așezați, stând într-un cot, nu pe scaune ca la noi, cu masa în mijloc, și este ușor de înțeles ce vă citesc acum în versetul 38. Și femeia aceasta stătea înapoi lângă picioarele lui Iisus. Când stai așa întins pe o pătură, este ușor, de exemplu, să stea cineva înapoi a ta la picioarele tale. Că dacă stai la masă cu picioarele sub scaun, e foarte greu cum să stea înapoi a ta. Dar atunci nu să se dea la masă cum stăm noi acum. A început să-i stropească picioarele cu lacrimile ei, să le șteargă cu părul capului ei, le săruta mult și le ungea cu mir. Știți cum a interpretat Domnul gestul ei? Vă citesc cuvintele Domnului ca să nu fim învinuiți că ne dăm cu părerea. Versetul 47. De aceea spun, păcatele ei care sunt multe sunt iertate, căci a iubit mult. Cele mai multe lacrimi le pot izvorâ din sentimente de iubire. Așa am citit și în Ioan 13, Domnul i-a iubit și i-a spălat pe picioare. Femeia asta din iubire a efectuat o spălare a picioarelor cum nu suntem noi în stare să facem, poate. Dar întreb, știți de ce n-a făcut-o Simon, nici măcar să-i pună apă? A spus-o Domnul, tot din lipsă de iubire. Dragii mei, iubirea
este deasupra legii și te pune să faci sau îți dă puterea să faci lucruri de care altfel n-ai fi în stare să le faci. Domnul să ne dea harul să iubim cu adevărat. În al doilea rând, lucrarea, spălarea picioarelor are de-a face cu părtășia noastră și chiar mai mult cu relația dintre noi, cu comuniunea. Am spus dimineața aici la un frate, zic, hai să mai facem un act, așa numită sărutare sfântă. Eu vă citesc, de exemplu, doar câteva versete, Roman, capitolul 16, ceea ce fac o mențiune. Eu încerc să înțeleg pe unii care nu fac spălarea picioarelor, prin comparație. În Biblie scrie și de o sărutare sfântă. Dacă ar fi după natura mea, după temperamentul meu, mi-aș săruta nevasta și atât. Dacă ați întrebat copiii când i-am sărutat, cred că greu și-ar aminti. Dar ne întâlnim cu frații, ne îmbrățișăm. Sunt câte unii mai sentimentali care te îmbrățișează și te-ar săruta pe ambii obrași. Însă dragostea ne cere, îmi cere mie să trec dincolo de sentimentul meu mai rece, poate prin natura mea, și să îmbrățișez pe un frat. La fel cred că sunt alții la care le-ar fi ușor să sărute, dar le-e greu să speli pe picioare. Ei, cum eu trebuie să sărut, poate că poți să o faci și dumneata ale cealaltă lucrare care ți-a fost greu să o faci. Ascultați-mă ce vă citesc, Roman 16, versetul 16, spune sănătate unii altora cu o sărutare sfântă. Deci e vorba, ce ține dragostea frățească, nici nu ne gândim la alte stări vinovate. 1 Corinteni, în încheierea epistolei, iarăși capitolul 16, versetul 20. Toți frații vă trimiți sănătate, spuneți-vă sănătate unii altora cu o sărutare sfântă. Deci este normal când ai mâna cu un frate, mai cu seamă să zic dacă nu te-ai întâlnit, să dai mâna, să te îmbrățișezi, să vă sărutați, sau surorile între ele de asemenea. Din nou, 2 Corinteni în încheierea epistolei, 13:12, spuneți-vă unii altora sănătate cu o sărutare sfântă. Și fără să vă mai citesc, Pavel mai scrie asta și scrie și Petru în încheierea epistolei lui despre sărutarea sfântă. Pentru că asta are de-a face cu comuniunea dintre noi. Poate că unul e mai curat, e mai pedant, altul e mai necăjit, dar zice în Iacov, capitolul 2, fraților, să nu țineți credința Domnului Iisus căutând la fața omului. Și vedeți pe unul mai îmbrăcat, stai aici, unul mai necăjit, stai acolo. Că miroase puțin, asta vine de la grajd. Mi s-a întâmplat mie odată, am mers la cina Domnului în comuna de unde sunt originar, o biserică mai mică, și cu cine mi-a venit mie pereche să fac spălarea picioarelor? Cu unul care venise de la mine, fusese schimbul 4 și nimerise direct la adunare. Și era și mai necăjit de felul lui. Eu mai sensibil, imediat îmi vine greață, am tras așa cu coada ochiului și m-am mai agățat o vorbă cu unul să-mi vină să fac pereche cu altul. Dar au văzut Domnul și nu i-a plăcut. S-a încheiat, n-a sesizat nimeni, n-a suflat o vorbă la nimeni. Am plecat cu soția, aveam copiii mici, undeva să nu la evanghelizare, pe un drum de țară, noroi, ploaie, pană, la mașină. Cine să facă pană? Eu? Tot m-am făcut cu noroi, până am pus toate, am intrat acolo într-o vale și asta de la ploaie era mai murdară să mă spăl. Și am auzit o voce în mintea mea, n-ai vrut să speli pe unul pe picioare în apă caldă, spală-te de pe picioare de la toți în apă rece. Asta a fost o lecție pentru mine. Că Domnul nu i-a plăcut gestul meu. Dragii mei,
Noi am fost mai murdari și mai sărași ca toți săracii. De-aia Petru a zis: Doamne, Tu să-mi speli mie picioarele. Și totuși Domnul a făcut-o. Să ne ajute Domnul din iubire și din părtășie frățească să facem și noi. Dar m-am gândit și la motivele celor care nu fac. S-ar putea să spună unii: frate, eu nu o fac, că la noi nu s-a făcut și eu te înțeleg cumva, nu o faci din obișnuință, că nu-i chiar ușor să te apuci să faci ceva nou ce n-ai făcut până atunci. Dar pentru asta vă citesc un exemplu. Hai două din Vechiul Testament, cartea a doua împăraților, dar cred că mai detailat avem în varianta din Cronici, deci despre Iosia citim. Doi Cronici 35, versetul 18. Ce credeți? David a fost un om al lui Dumnezeu? Cu siguranță, nu? Dar acum ascultați și vă citesc de aici, despre un alt om, împăratul Iosia, 35:18, nici o sărbătoare a Paștilor nu mai fusese prăsnuită ca aceasta în Israel din zilele prorocului Samuel. Și asta imediat mă duce să fac calcul că nici David n-a prăsnuit Paștele. Păi el n-a fost preot, a fost împărat, dar și ăsta a fost tot împărat. Nu le-a ținut după lege. Și poate va motiva cineva: și crezi că ăștia care n-au făcut nu sunt oamenii lui Dumnezeu? Ei sunt, dar când o să se scrie despre ei, o să scrie că n-au făcut. Că nu s-au mai făcut din vremea lui Cutare. Și puteau să spună: dacă nici David n-a făcut, nici Ezechia n-a făcut. N-a citit în carte cum trebuie făcut și s-au pus să fac. Dar acum alt exemplu mai puternic. Cartea Nemia, capitolul 8. Ezra a fost un om căruia îi plăcea să studieze Scriptura, s-a apucat din nou. Se pare că el a adunat cărțile Vechiului Testament împreună și printre altele a citit într-o zi cum trebuie ținută sărbătoarea corturilor. Și scrie aici de la versetul 14, Nemia 8:14, și-au găsit scris în legea că Domnul poruncise prin Moise ca copiii lui Israel trebuie să locuiască în corturi în timpul sărbătorii din luna a șaptea. Atunci a trimis să răspândească vestea aceasta în toate cetăților și în Ierusalim: duceți-vă la munte, aduceți ramuri de măslin, ramuri de măslin sălbatic și faceți corturi. Poporul s-a dus. Și acum mențiunea din versetul 17. Toată adunarea celor ce se întorsese din robie au făcut corturi și au locuit în aceste corturi. Din vremea lui Iosua, fiul lui Nun, până în ziua aceasta, nu mai făcuseră copiii lui Israel așa ceva. Dar a fost bine că au făcut? Dar puteau să spună: frate, nu s-au făcut. Nu numai bunicul n-a făcut, n-a făcut nici bunicul lui bunicul. Dar nepotul a citit și a zis: măi, dacă îi scrie, hai să facem. Un alt motiv ar putea să fie: dacă acum mă apuc să fac. Se va spune: dar până acum n-ai fost luminat. V-am lăsat aici câteva reviste Betel, citiți acolo, scrie despre George Mueller. El s-a născut într-o biserică reformată, a fost neamț de origine. Și la un moment dat a ajuns la convingerea că botezul trebuie efectuat la maturitate. Și atunci a scris el în 7 puncte: ce vor zice oamenii de mine? Dar până acum tu nu l-ai cunoscut pe Dumnezeu? Punctul 2. Dar tu ai predicat. Acum ce vor spune? Deci tu n-ai predicat bine. El întreba și își dădea răspuns. Dacă n-am știut până acum și de acum voi ști. Dar ce e rău în asta? Dacă până acum eu am predicat așa, dar am găsit scris că e mai bine așa, ce o să se supere Dumnezeu că adaug și asta la predica mea? Și vă rog, studiați în revistă 7 întrebări și 7 răspunsuri. Cum s-a motivat el ca un slujitor să accepte să fie botezat
înțelegând că și lucrarea aceea trebuie făcută. Din punctul acesta de vedere, cu puțină smerenie și cu dragoste sfântă, toate s-ar rezolva. Și închei, vorbind despre spălarea picioarelor, într-o biserică am fost întrebat, dar frate, dar chiar trebuie să purtăm batic? Au spus surorile, tot timpul. Și fetele, spun alții, sau numai femeile? Și atunci am pus problema astfel. Deci, dacă nu purtați, aveți dubii. Că doar de aceea m-ați întrebat. Dar acum vă întreb eu, dacă purtați, v-ați teme că ați păcătui? Care crede că dacă poartă, dar dacă nu-i place Domnului? Acum întreb și eu. Nu ești chiar sigur dacă trebuie făcută sau nu trebuie făcută și întrebi. Sau cel puțin te mai gândești. Sau cel puțin așa ai fost obișnuit. Sau... Dar cum te gândești că dacă ai face-o, încearcă-o să stai păcatul? Eu nu știu că dacă aș ști că e păcat cumva, atunci m-aș teme să n-o fac. Domnul să vă dea îndurare. Dar poate eu am slujit tot numai rolul lui Elisei și nevoie de alții pe lângă Naaman să se ducă la apă. Dar dacă Domnul va lucra să fim curați și să nu fie niciun Iuda, slăvit să fie Domnul, amin. Oricum, țin să spun că Biserica Domnului nu iubește cearta și spune Pavel în Filipeni 3, dacă cineva are încă o altă înțelegere, ne rugăm ca Domnul să ne lumineze. Și cum am eu o vorbă uneori, întreabă câte un frate, frate, nu te-ai supărat? Nu că după aceea trebuie să-mi fac vreme și să-mi treacă și nu-i timp de așa ceva. Să pierzi vremea de două ori. Să privim puțin la actul cinei Domnului. Deschideți, vă rog, la 1 Corinteni 11. Aici scrie de la versetul 18 că atunci când se întâlneau, aveau dezbinări. Unii erau de o părere, de alții de alta, unii practicau într-un fel, alții într-altul. Apostolul nu-i laudă pentru aceasta și le spune că în acele condiții, de versetul 20, nu se poate serba cina Domnului. Și de la versetul 23 zice că ce-am primit de la Domnul ce m-a învățat și că Domnul Iisus în noaptea în care a fost vândut și prezintă procedura așa cum o avem în Matei 26, Marcu 14. Și apoi pune accent pe cuvintele, partea a doua, versetul 24, să faceți lucrul acesta spre pomenirea mea. 25, să faceți lucrul acesta spre pomenirea mea ori de câte ori veți bea din el. Și insist asupra ideii, vrea să o scoată în evidență, pentru că ori de câte ori mâncați din pâinea aceasta sau beți din paharul acesta, vestiți moartea Domnului până va veni El. Deci ce rol are cina Domnului? Să proclamăm moartea mântuitoare a Domnului Hristos. Mare proclamare. Și scrie în continuare, de aceea, din acest punct de vedere, oricine mănâncă pâinea aceasta sau bea paharul Domnului în chip nevrednic va fi vinovat și asta e mare vinovăție. Versetul 29, căci cine mănâncă și bea și mănâncă și bea osânda lui însuși, dacă nu deosebește trupul Domnului. De fapt, ce făceau corintenii? La ei, cu ocazia părtășiei frățești, nu era ca la noi când mergem fiecare acasă și mâncăm. Veneau cu pachetelul cu merinde, cu geanta, cu mâncare. Știu eu, poate preparau și acolo. Și se mânca. Erau acele agape, mese de dragoste. Mai că fiecare, unul era mai bogat și aducea mâncare mai bună, altul nu avea. Unul mânca până se îndopa, altul se uita lung. Și apoi se ia și cina Domnului. Și cina Domnului o adăugau doar la mâncarea lor și nu o deosebeau.
Și le zice, dar voi n-aveți case unde să mâncați și să beți. Te poți sătura acasă. Și nu priviți cina Domnului ca și un consum alimentar. Deosebiți-o. În ce sens o deosebească? Păi tocmai prin actul proclamării ei. Și asta nu înseamnă doar să spunem, luați, mâncați, acesta este trupul meu. Și este ceva mult mai profund. Fiecare trebuie să se gândească, să aprofundeze ideea. Și cum spune Apostolul Pavel, aș vrea să știu între voi pe Iisus Hristos pe răstignit, să vadă din nou imaginea crucii și nu doar suferințele. Citeam recent despre explicațiile medicale a traumelor fizice care se produc în momentul răstignirii, atât dureri musculare cât și legat de respirație și de aparatul circulator. Nu doar atât, ci dragostea lui Dumnezeu, actul sacrificiului, că de 4.000 de ani Dumnezeu i-a învățat pe oameni principiul jertfei. În ziua în care Adam a păcătuit, a intervenit primul sacrificiu, apoi Dumnezeu a îmbrăcat cu haine de piele, Dumnezeu avea în vedere substituirea. Și acesta e momentul cel mai înălțător în care trebuie să binecuvântăm numele Domnului și îl spune Filipeni 2, orice limbă să mărturisească spre slava lui Dumnezeu Tatăl că Iisus Hristos este Domnul, mărit să-i fie numele. Asta e marea sărbătoare în care trebuie să proclamăm mântuirea și jertfa Domnului. Doamne, ajută-ne să înțelegem cât mai profund. De aceea este normal să se vorbească la cina Domnului despre jertfa Domnului. Să ne dăm seama ce a realizat Domnul pentru noi prin mântuire. Asta nu-i ceva puțin, e veșnicia pentru noi. Altfel am fost pierduți. Trupul lui a murit, cum știți, pentru că trebuia să suportăm noi o sânda morții. Vă întreb, ieri, alaltieri, zilele acestea, sau în dimineața aceasta, sau dacă nu, când ați luat cina data anterioară, a însemnat pentru dumneavoastră o amintire plăcută? Hai să fac o mică comparație. Vă amintiți de moartea Domnului cel puțin cât vă amintiți când se împlinesc nu știu câți ani de la nunta dumneavoastră sau de ziua de naștere? Sau de un anumit moment special? Ziua de naștere are de-a face cu cultul viilor. Ziua onomastică are de-a face cu cultul morților. Am studiat puțin istoria acestor probleme. De aceea, în antichitate, numai regii își țineau ziua de naștere, fiindcă regele era socotit zeu. Și vreun om de rând să-și fi ținut ziua de naștere ar fi avut pretenții că și el e zeu. Și nu îndrăzneau oamenii. Târziu, de la germani, s-a introdus să se serbeze pentru copii. Dar originea este aceeași. O zeificare, fie a morților, fie a viilor. Noi nu zeificăm pe nimeni, dar înălțăm pe Domnul Hristos în ziua cinei Domnului. Merită să-i fie binecuvântat numele. Spune Scriptura că îngerii din cer doresc să privească. El este mai înălțat decât oricine, de deasupra tuturor, toată puterea a fost dată în cer și pe pământ. Și pentru noi ca oameni este bine să ne amintim Dumnezeu când a dat sărbători evreilor, știți ce le-a spus? Să nu uiți niciodată pomenirea acestei zile, că ai fost rob în Egipt. Dar mai mare decât eliberarea de sub jugul lui Faraon și cuptorul Egiptului este eliberarea noastră de sub puterea întunericului și de sub robia păcatului. Și dacă evreii n-ar fi sărbat Paștele, nici în luna a doua, trebuiau să moară. Pentru că nu și-aminteau de momentul înălțător, pentru că vă rog să vă gândiți ce a însemnat asta pentru ei. Dumnezeu a zdrobit Egiptul și toți zeii lor prin 9 plăgi. Și totuși Faraon a zis lui Moise să nu te mai arăți înaintea mea. Și apoi, prin sacrificiul mielului, care era un prototip al Domnului Hristos,
Evreii ca prin minune, ce n-au putut Dumnezeu în forță, s-a realizat printr-un sânge. Pentru că a acționat Dumnezeu, cum știți, la moartea întâilor născuți. Au murit întâi născuți, a murit mielul și au scăpat toți evreii. În cazul nostru a murit Domnul ca să avem noi viață. Măriți să-i fie numele. Și nu orice viață, viață din belșug, viață veșnică. Spunea Domnul Iisus Ioan 6, și voia celui ce mă trebuie să nu pierd pe nimeni și să-i înviez în ziua de apoi. A spus Domnul Marte, eu sunt învierea și viața, slăvit să fie Domnul în veci. Apoi, deci după ce realizăm lucrarea asta, ne umilim, trec în 1 Corinteni 10 pentru a vă arăta, dar altceva, spune Scriptura aici de la versetul 14, de aceea, prea iubiții mei, fugiți de închinare la idoli. Vă vorbesc ca unor oameni cu judecată, judecați voi singuri ce spun. Paharul binecuvântat pe care îl binecuvântăm nu este împărtășirea cu sângele lui Hristos? Pâinea pe care o frângem nu este împărtășirea cu trupul lui Hristos? Cina Domnului nu este numai actul proclamării morții Domnului, ci este actul proclamării comuniunii noastre cu El. De când datează comuniunea noastră cu Domnul? Romani capitolul 6, vă rog să mă ascultați. Citesc de la versetul 4 și vă rog să rețineți de câte ori apare cuvântul împreună, adică ideea de comuniune. Noi, deci, prin botezul în moartea Lui am fost îngropați împreună cu El, dragii mei, la cina Domnului, serbăm moartea Domnului și moartea noastră. Răstignirea Domnului și răstignirea noastră, că e comuniune și noi am fost răstigniți odată cu El și îngropați odată cu El. Citesc în continuare și veți vedea ce frumos desprinde ideea aceasta. Pentru că după cum Hristos a înviat din morți prin slava Tatălui, tot așa și noi trăim o viață nouă. În adevăr, dacă ne-am făcut una cu El, una cu El, printr-o moarte asemănătoare cu a Lui, vom fi una cu El printr-o înviere asemănătoare cu a Lui. Știm bine. Și dacă nici la cine nu o știm, când o știm? Că omul nostru cel vechi a fost răstignit împreună cu El. Au cântat tinerii aceia despre răstignirea Domnului și eu mă gândeam și la ce scrie Pavel în Roman 6. Oare voi răstigniți sunteți? Că zice apostolul Pavel acolo, nu mă laud numai cu crucea Domnului, cu răstignirea Lui, mă laud cu crucea Domnului prin care eu sunt răstignit. Și a proclama moartea Domnului prin a lua cina, dar numai Domnul a fi răstignit și tu a nu fi răstignit, e foarte greșit. Tu n-ai ce comemora. De aceea cina Domnului se ia după botezul în apă, că de atunci ne-am făcut una cu El printr-o moarte asemănătoare cu a Lui. Ce sens ar fi avut evreii să serbeze Paștele până n-ar fi ieșit din Egipt? Ce valoare avea Paștele pentru fiul lui Amon și pentru Moabiți? Că ei n-au fost botezați în nor și în mare pentru Moise. Ei nu și-au uns casele cu sânge. Dacă n-a fost unsă ființa noastră cu sângele iertării și n-am fost spălați pentru sângele acesta pentru noi, nu are valoare. De aceea, să ne amintim nu doar de moartea Domnului, să ne amintim și de ziua, de momentul în care Domnul ne-a iertat și pe noi. Este o comemorare acestei duble, acestei complete răstigniri. Și spune în continuare, citesc din cuvintele Apostolului aici, deci versetul 6, repet, știm bine că omul nostru cel vechi a fost răstignit împreună cu El, pentru ca trupul păcatului să fie dezbrăcat de puterea Lui, în așa fel încât să nu mai fim robi ai păcatului. Căci cine a murit de drept este izbăvit de păcat. Acum dacă am murit împreună cu Hristos și credem că vom și trăi împreună cu El, Doamne ajută-ne! Nu le-am numărat de câte ori scrie împreună, dar e clară ideea, da? Răstignirea Domnului și răstignirea noastră. Când a fost Domnul răstignit, s-a făcut proba.
l-au împuns în coastă cu o suliță și a curs sânge și apă. Ceilalți doi n-au fost răstigniți, s-au trebuit bătuți la florile picioarelor. La dumneavoastră, care e proba că sunteți răstigniți? Că mie mi se pare că unde așa e subțire, e coaja pe pocăiți. Mai puțin, e bâză, ori se supără, ori strigă, ori fac scandal. Să știați răstigniți, îți mor sau nu-ți morți? Ăștia se facă dorm. Te-ai somn spiritual. Un om răstignit poți să-l împungi. Poți să faci ce vrei cu el, e răstignit. Cineva a întrebat, ce înseamnă să fiu mort? Zic, ce înseamnă să fii mort? Du-te în cimitir și te lămurești. Cum? Apucă-te și laudă pe unul, critică-l pe altul. Vezi, mișcă vreunul. E mort. Păi dacă e mort față de păcat, tu trebuie să fie mort față de ispită. Păcatul să nu mai domnească. Și atunci suntem în drept să stăm la cina Domnului. Că ne amintim de moartea Lui și a noastră a fost împreună cu a Lui. A noastră a fost simbolică la botez, a Lui a fost fizică, reală. Dar pentru că El a acceptat să fie una cu noi, suntem și noi salvați, măriți să fie Domnul. De aceea, corintenii nu erau conștienți, ei mâncau bine, nu se uitau la frații lor, a murit Domnul pentru noi. Da, știți ce e asta? Voi ați murit? Sau încă nu? Doamne, dă-ne priceperea aceasta. Să înțelegem ce valoare. Că spălarea am înțelegem noi cum o înțelegem, dar cina Domnului, asta trebuie înțeleasă, în mod profund. E ideea de comuniune cu Domnul, pentru că citesc în continuare din 1 Corinteni, capitolul 10. De la versetul 18, uitați-vă la Israelul după trup, cei ce mănâncă jertfe nu sunt ei în împărtășire cu altarul. Deci ce zic eu, că un lucru jertfit idolilor este ceva sau că un idol este ceva? Și de aici vă rog să rețineți că Pavel nu le interzice să nu mănânce dacă o mâncare a fost jertfită idolilor. Și că un idol e egal cu zero. O putut să fie jertfită și la Venus și la Afrodita, mă duc și o mânc, mă rog și sfințit prin rugăciune, poftă bună. Dar să știi că așa ești cu cina Domnului. Dacă tu nu ești conștient, pentru tine, ca pentru corinteni, o poți trata așa ca pe încă ceva în plus, un aperitiv. Da, pentru că totul se realizează la nivel de Duh. Spune în continuare aici, dimpotrivă, eu zic că ce jerfesc neamul, jerfesc demonilor și nu lui Dumnezeu și eu nu vreau ca voi să fiți în împărtășire cu demoni. Nu mâncarea în sine îl făcea pe grecul acela care servea de la templu să intre diavolul în el, ci faptul că el gândea în antichitate era ceva foarte obișnuit, numai acum nu mai avem idoli în forma asta, ca zeul să ai comuniune cu zeitatea. Să intri în mediumul acela. Și asta vrea să spună apostolul. Noi ne facem un singur duh cu Domnul, spune el anterior în capitolul 6 în aceeași epistolă. Dar întrebarea mea este, comuniunea noastră cu Domnul trebuie să fie doar la cina Domnului sau în permanență? Vă dau un exemplu. Vă rog să vă imaginați. Cum să punem exemplu? Pe seama fraților sau surorilor? Care suportă mai ușor o ipostază negativă? A fraților, să vedem. Vă rog să vă imaginați un bărbat care vine acasă la soția lui și el primește cu drag, îi face mâncare și el îi dă niște bani, uite, să ai în continuare să mai faci mâncare, stă cu ea la masă, mulțumesc, ce mâncare bună ai făcut. Dar el în ziua aceea întârzia de la servici că a trecut pe la o amantă și a stat cu ea numai la o cafea și îi spune, dragă, ce nevastă bună ești. Dar dacă nevasta nu știe, se bucură de părtășie, nu?
Dar asta spune apostolul în continuare. Nu puteți bea paharul Domnului și paharul dracilor, nu puteți lua parte la masa Domnului și la masa dracilor, sau vrem să întărâtăm pe Domnul la gelozie? Dacă tu, timpul ce a trecut, ai stat așa la părtășie cu demonii, ce înseamnă asta? Fac aici o paranteză și întreb în mod deosebit pe tineri, dar vreau să mă ajutați azi tineri. Sunteți participanți pe rețelele sociale virtuale careva? Aveți conturi sau profile pe Facebook, High Five, Twitter, MySpace sau altele? Acelea sunt făcute pentru părtășie, să socializezi. Și ai o listă de prieteni. Și eu am avut un îndemn, eram undeva, și măi, o fată de la biserică, și ea cu profil, cu prieteni, și dau un click la o prietenă de-a ei. Și mai dau un click la întâmplare, încă la o prietenă. Și apare o imagine cu o satanistă, cu o poză învăluită în șerpi. M-am speriat. Și m-am apucat să cercetez puțin domeniul acesta și ca atare am și scris un articol, îl găsiți în revista Dragoste pentru Adevăr, dar n-am avut numai câteva exemplare să vă aduc, despre păcatul rețelelor sociale virtuale. Și am zis, cum e prietenă, pocăita noastră cu prietena unei sataniste? Păi bănuiesc că nu s-a gândit la asta. Sau poate că diavolul a reușit pe unii să-i atragă. Specialiștii spun că dacă vrei să te împrietenești cu un om în plan live, direct, e foarte greu, oamenii sunt circumspecți, ăsta e moldovean, ăsta e ardelean, nu știu eu, ce interese are, ce urmărește. Dar virtual, te împrietenești urgent. Pentru că datorită fluxului informației, slăbește capacitatea intelectuală de concentrare a creierului și imediat dai un accept. Și încă un prieten... Și poate în spatele lui este un tâlhar, pentru că acum tâlharii nu mai stau ca haiducii prin pădure, stau la computer. Și iau datele pe care nepricepuții le pun acolo. Spunea Eric Schmidt, șeful Google, în viitor unii tineri va trebui să-și schimbe identitatea, pentru că vor fi prea vulnerabili în fața societății. Și atunci ăștia culeg toate datele, unele le dau la teroriști, alții la hoții ăștia mai mici. Ne-au povestit frații din Bucovina, că doar de acolo sunteți, despre o fată care și-a trecut și ea profilul așa, și apoi niște hackeri au spart conturile și au făcut alte imagini, nu știu cum au trucat fotografic, doar e simplu acum, și au apărut fata aceea în niște stări pornografice. Și au trebuit să dea bani serioși la alți hackeri ca să spargă ce au făcut ăștia și să anuleze. Pentru că sunt situații, anul trecut, pe 31 mai, a fost o zi internațională a celor ce vor să iasă de pe Facebook. Au ieșit 35 de milioane de utilizatori, sunt peste 535 de mii de utilizatori, sunt peste 500 de milioane și numărul lor crește vertiginos. Sunt îngrozitoare statisticile. Medicii spun că această dependență de internet e la fel de gravă ca și consumul de heroină. Și întreb eu, asta nu-i părtășie? Ai puternică părtășie, te leagă. Și atunci când vii la cina Domnului, ce ai în minte? Imaginea Golgotei sau ce ți-a apărut pe display? Cu ce te alimentezi, acele vitamine sau substanțe vor rămâne în corpul tău. Dragii mei, printre altele am scris în finalul articolului, vă rog să-l citiți, că păcatul cel mai grav acestor rețele este idolatria, văzând în față o imagine, poza cuiva, zice în Romani 1, că îl pierzi pe Dumnezeu din imagine și apare făptura în locul făcătorului și în mintea mea trebuie să fie Domnul Hristos și răstignit, nu vizibil pe o cruce, ci prin credință, dar hrănindu-mă cu imagini, ajung încât îmi pierd din capacitatea spirituală și chiar din cea intelectuală, sunt cu rezultate slabe la învățătură sau în alte domenii.
Doamne, îndură-te de noi. Da, poate vei spune cea mai mare parte, frate, nu ne deranjează asta. Slavă Domnului! Dar nu uitați ideea aia care v-am spus-o cu statul la masă cu nevasta, să fie numai o nevastă, să fie Domnul. Pentru că Dumnezeu ne cunoaște inimile și stârnim gelozia. Dacă noi avem poveștile noastre, părtășiile noastre, am spus cândva la cineva care nu suporta internetul, a spus, bun, e foarte bine că în mod deosebit internetul în familie lăsat pe mâna copiilor în timp înseamnă moarte sigură. Și am spus, eu nu mai vreau să țin legătura cu voi până nu vă deconectați de la internet. Și ei zice, dar noi nu avem internet, n-am avut niciodată. Măi, voi aveți rețeaua voastră. Dacă unul face o prostie, cu asta vă hrăniți o săptămână. Măi, și ce făcut are? Și-o bă, un florit, și-o surcis, și-o turtit și... Măi, cu tare ce-o făcut? Asta nu-i părtășie cu Domnul. Mi-amintesc că eram cu ani în urmă cu fratele Simeonuc în Bihor și m-am nimerit undeva pe lângă Aleș, într-o biserică și a fost un scandal când am fost acolo. Și după ce m-am dus din nou după un timp, eu curios, neinspirat, am zis că trebuie slujitor, dar ce să mă ales pe acolo? Că curiozitatea e mare bolă. Și când e vorba, numai să văd ceva, numai să văd. Sau numai puțin să aud, numai ca idee. Și bătrânul Simeonuc zice, iar începură-s cu Evanghelia asta fără capitole. Pentru că adevărata părtășie trebuie să fie cu Domnul, cu Scripturile și cu frații. Era bătrân, l-a dus la Domnul anul trecut, la 90 de ani. Nu mai putea să predice, am trecut pe la el prin Alba. Se uită la mine și spune, cât timp ai să stai? O oră, frate. O, bun, atunci ne băgăm la Apocalips 11. Și acolo a fost o oră. Pentru că zice David în Psalmul 16, idolii se mulțesc, oamenii aleargă după Dumnezei străini, dar eu nu pun numele lor pe buzele mele. Sfinții care sunt în țară, oamenii evabioși, sunt toată plăcerea mea. Doamne, așa ești pentru noi? La cina Domnului e părtășie cu Domnul, dar nu-i stârni gelozia. Și de asemenea scrie în versetul următor, având în vedere 17 că este o pâine noi care suntem mulți, e părtășie și cu frații. Dacă tu trăiești în păcat, tu nu poți serba moartea Domnului, tu reclami altă răstignire. Evrei 6. Răstignim pe Domnul a două ori. Și asta e ceva foarte grav și nici nu se poate. Dacă tu n-ai comuniune cu adunarea, asta înseamnă, nu cum spunea cineva, păi l-a iertat, dar nu mai vreau să am nimic cu el. Asta înseamnă că ar fi trebuit să-l ierți, dar nu că l-a iertat. Comuniune cu frați. De aceea și are locul și spălarea picioarelor, de aceea și are locul și sărutarea sfântă, de aceea și are locul și îmbărbătați-vă, mângăiați-vă, întăriți-vă. Și la cina Domnului ne întâlnim toți împreună și dovedim că suntem un trup și că suntem ai Domnului, slăvit să fie Domnul. Și în încheiere, ca să nu ispitesc pe careva, un singur aspect adaug. 1 Corinteni 11, de la versetul 30. Din pricina aceasta, a pricinilor de care am vorbit, sunt între voi mulți neputincioși și bolnavi și nu puțin dorm. Tare m-aș bucura din pricina asta la dumneavoastră să nu fie mulți. Dar în Corint erau mulți. Afectați și loviți pentru că nu s-au raportat corect la cina Domnului. Dacă cineva e în vreo asemenea situație și suportă vreo pedeapsă de la Domnul, Dumnezeu e Sfânt. Așa cum se aminte la timpul de rugăciune, e bine că suntem pedepsiți aici ca să nu fim osândiți odată cu lumea. Dar n-ar trebui să fie așa. Sunt unele pedepse, spun asta în încheiere, vă rog, țineți minte.
Dumnezeu ne pedepsește spre binele nostru, cum procedau și părinții, zice Evrei 12. Dar Domnul nu-i doritor să ne pedepsească. Dar fiindcă nu avem comuniune, nu sfințim pe Domnul, îl întărătăm la gelozie, în porunca din lege, când vorba de gelozie, zice că pedepsește. Și atunci fie că nu vii la cina Domnului, grav, fie că vii, dar nu înalți jertfa Domnului, nu te cercetezi să deosebești trupul Domnului, să înțelegi că și tu ai fărăstignit cu el, nu ții la comuniunea frățească și atunci te faci vinovat. Spune Scriptura că dacă un bărbat își învinuia femeia de infidelitate, ea poate spunea nu, preotul de unde să știe, mă duc aici, știți ce procedeu folosea? Să-i dea ceva să bea. Și zis, dacă nu-i vinovată, e sănătoasă. Dacă nu, cu ce-o băut, e gata. Consumul cinei Domnului într-un mod vinovat se lasă cu pedepsă. Neparticiparea la cina Domnului se lasă cu pedepsă. Așa scria încă din Vechiul Testament? Pentru că este refuzul comuniunii, al pocăinței, al părtășiei. De aceea să ne ajute Domnul să ne pocăim. Amin. Dragii mei, care din dumneavoastră și-a făcut testamentul, cât va sta în Italia și cu ce se întoarce înapoi? Aveți careva scris un astfel de act? Cine îl contrasemnează? Cine știe dacă ne întoarcem cu mașina noastră sau cu mașina aia mortoară? Cine știe dacă ne întoarcem sau nu ne mai întoarcem? Naomi s-a întors necăjită, Elimelec nu s-a mai întors. Cine are convenție cu ziua de mâine? Cine știe cât e de mare harul lui Dumnezeu pentru el? Fie astăzi o zi de pocăință sfântă. Dacă nu ești gata să iei cina Domnului, înseamnă că după adunare trebuie să vorbești cu un slujitor. Dacă ai probleme, trebuie să te duci la omul care ai probleme. Dar să te duci liniștit acasă, asta înseamnă să fi fost prezent Domnul la adunare și să nu-i fi dat sărutarea sfântă. Sau cel puțin să te pleci la picioare și să spui, nu sunt vrednic. Doamne, cercetează-ne. Amin.